Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Deci vă amintiți știrea de acum câteva zile, da? Care? Pătrui căreia Kremlinul a cerut Chinei niște mâncare pentru soldații săi. Așa. Soldații care fac foame prin Ucraina. Că doar nu de sătui fură găini de prin curțile oamenilor. Întâmplări documentate video. Serios, deci la asta, la faza asta suntem. Deci e bine... Noi am glumit atunci. Mamă, o să fie davai lață, davai olez. Da, da, o să le dea lucruri bune de mâncat. Pe naiba. Deci un blogger chinez specializat pe recenzii de mâncare, ceea ce ar trebui să facem și noi, Luca. Eu dacă vă spun. Un blogger de food, cum se spune, a încercat o dietă cu rații militare chineze de campanie, timp de 5 zile. Chinez fiind el. El chinez, da. Chinez și el a făcut, fiind blogger de, a făcut o recenzie. Ia să vedem ce se mănâncă rații militare de campanie. Așa. Deci nu ce se mănâncă la popotă. Sunt alea pe care le primești, meals ready to eat, cum le zic americanii. Adică le iei, le desfaci, le mănânci. Dacă sau te pui apă ca să... Da. Războiul pe câmp, să ai ce să bagi. Așa. La americani înțeleg că le dau și bombonele Skittles. Acum să vedem la chinezi ce le dă. Serios vorbesc. Deci americanii e cu... Bun. Și a comandat rațiile de pe un site chinezesc, unde poți să comanzi tot soiul de drăcie, a primit pachetul și potrivit instrucțiunilor s-a apucat să mănânce. Sunt desene, cum să faci, cum să pui apa, cum sunt reacții chimice ca să încălzească. Bun. Și un articol foarte lung, pentru că el, făcând asta, el a documentat 5 zile. Deci nu putem să vi-l relatăm pe tot, dar iată niște spicuiri, ca să spun așa. Ziua întâi. Pachetul de orez pregătit este dur ca o Biblie sigilată în vid. Adaugă apă și aștept să fiarbă chimic, cum scrie pe pachet. Fierberea chimică durează 15 minute. La final, o parte din orez tot nu este fiert. Are gust de tencuială. Da. Deschid un pachet de biscuiți deshidratați comprimați. Au gust de praf comprimat deshidratat. Luca se strâmbă deja. Asta e, mă, la armată. Dar nu că-mi imaginez și... Ziua a doua. Încerc o ciocolată. Este împachetată într-o folie aurie. Parcă e Ferrero Rocher. O rafel de aia cu albinuța venea de la casa de comenzi. Am mari așteptări. Însă înăuntru e o ciocolată veche, albită, la fel de tristă ca pereții unei case care a trecut printr-o inundație. Mi-e place foarte mult cum face el comparațiile. Da, e foarte plastic. E talentat, foarte plastic. Deschid o cutie de carne de porc. Arată mâncare de câini și cred că are același gust. Carnea are atât de multă sare încât până și un crocodil de estuar ar fi nemulțumit. Atât, mă înțelegi? Încerc o bară proteică. E foarte lucioasă și miroase îngrozitor. Imaginați-vă că intrați într-o încăpere care duhnește a transpirație și vă vine să vomitați. Așa miroase bara proteică. Dar de ce oare? Nu știm, mai nene. Ziua a treia. Conservă cu chifteluțe în sos. Dar câte zile... 5 zile n-auzi. Și eu doar am spicuit, sunt multe, adică cutiuțe sunt o grămadă de porcări înăuntru. Bun. Conservă cu chifteluțe în sos. Sosul e îngrozitor de sărat. Chifteluțele se dezintegrează. Morcovul și varza sunt nefierte. Deci să consider că ele sunt, de fapt, al dente. Ziua a patra. Din nou biscuiți comprimați, cu aromă de ciocolată. Măcar au un gust inofensiv, fără legătură cu ciocolata. Compot de ananas. N-are niciun gust, n-are gust de ananas, dar lichidul e foarte dulce. Din nou biscuiți presați, acum cu aromă de alune, care au gust de brânză veche. Deci au încurcat aromele, mă, cred că la împachetare au încurcat aromele, spuneam. Da, ziua a cincea, bucăți de tofu presat. A, ăla nu-i bun nici... Băi, acum pot să fac o paranteză la tofu. Pleacă-mă de aici. Fiți atent, mi s-a întâmplat? Deci, pe cuvânt, o să pun pe Facebook, pot să, că nu m-am putut abține. Mai nou am început să fac o supă japoneză, supă miso, care se face foarte simplu, are două ingrediente mari și late și cu asta basta. Și la supa asta se pune și tofu. Tofu este soia sub formă de compactată, nu știu cum brânză. Să spun. Ca un fel de brânză, da. Da, da. E de parte se găsește de brânză, la, da. Mă rog, în fine, nu contează. Așa se zice, că oamenii se identifice. Se găsește la magazin, vine niște cutiuțe, cutiuțe ce spune, cât un pachet de unt. Și da, este o bucată de asta de tofu presată, nu știu cum, care vine într-un lichid, într-o saramură ceva. Saramură. Da, Ione nu mănâncă supa mea miso, nu mănâncă tofu, nu știu ce, asta e, deci am rămas singur cu tofu. Problema e că nu pot să mănânc cu cutie de aia odată. Așa că am făcut următorul lucru. Am tăiat câteva felii și mi-am pus în supa respectivă și după care am pus capacul la loc la cutie și am pus cutiuța în frigider. Patru zile mai târziu, am încercat, ieșe, da, cineva din cutie. Avem răsat de creștea soia în frigider. Și am zis să mai fac o supă. Și am deschis cutiuța. Băi, bun, am ucegăit. Ok, bun, asta e, se întâmplă, am ucegăit. Dar mucegaiul este... a fost movuliu violet. N-am văzut în viața mea mucegai movuliu violet. Are niște culori super spectaculoase. Am zis, asta o fi fost un lot dubios.
Peste două săptămâni am luat altă cutiuță de tofu. De data asta, tofu afumat în saramură. Tofu afumat. Patru zile mai târziu, adică aseară, când am desfăcut de curiozitate, era mucegăită cu mucegai roz. Deci, mă jur, nu există așa ceva. Nu înțeleg cum. Mucegăște deci... foarte repede, da. Păi lasă repede, că ok. Dar de ce e mucegaiul colorat? Da, nu are niciun fel de... Poate aurora că... boreală în frigider, nu poți să-ți dai. Mucegai roz, eu nu am văzut niciodată mucegai roz. Tu pe ce preferi mucegaiul? Pe ce? Deci mucegaiul verde, ce nu știu de cap. Hai să terminăm cu chinezul nostru. Deci dacă are cineva explicații de ce tofu mucegăiește roz? Bucăți de tofu presat. Arată precum cartonul, dar au gust de hârtie de imprimantă. Pe măsură ce mestec, se intensifică senzația că mănânc un papirus vechi și distrug ceva important pentru civilizație. E foarte bun vlogger. Și tot așa, da, mai scrie mai nu știu ce, are poze, tot ce trebuie, super documentat articolul și la final concluzia, zice bloggerul nostru. Asta încă o dată, e, dacă poate să traducă cineva pentru rușii care ne ascultă și ca să înțeleagă ce îi așteaptă. Nu m-am gândit la nimic altceva decât la mâncare toată săptămâna, spune bloggerul chinez. Cred că am arătat ca un labrador care visează mâncare. Adică am petrecut 5 zile bălind non-stop. Ce altceva s-a mai întâmplat? Am fost foarte obosit, mai ales între mesele din rațiile militare. De asemenea, m-am simțit cam tâmpit. Nu cred că cineva ar trebui să aibă încredere în mine ca să mă lase să operez mașinării complicate, de pildă. În plus, mi-au trebuit 3 încercări să scriu corect cuvântul tâmpit. Bine, eu scriu în chineză, deci. Da, da. Mi-a ajuns. Dacă asta e ceea ce ți se dă să mănânci în armată, aleg curtea marțială. E haios bloggerul. Dar eu cred că e o bună cură de slăbire. N-am putea să comandăm și bine. Altfel, că, nu, dacă... că vezi că astea nu, de slăbi, nu slăbești cu ele, că-s gândite să le țină lor de foame. Da, proteină, chestii. Dar lăsăm la o parte micile comentarii ale bloggerului, care cred că era și puțin răutăcios. Păi, altfel e impresionant de variat meniu. Adică și ananas și chifteluțe în sos. Adică se pare că... faci, îți dai seama cum e că e soldatul chinez și deschizi cutiuța cu sufertașa și atât de multe feluri că nu știi la ce este hotărăști prima oară. Da, nu știu ce să zic. Sigur, e foarte variat, dar toate au gust de tencuială, de praf compactat sau niciun gust. Pe asta, vedem. Deci, multe denumiri, puține arome. De gustibus, știi cum e. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.